Evoluția cazurilor de îmbolnăvire cu coronavirus au trecut oarecum într-un cont de umbră, afecțiunile respiratorii de sezon și victimele făcute de acestea. Ei bine, valul nu a trecut încă în Maramureș, după cum a declarat ieri în cadrul unei conferințe de presă ce a avut loc la Palatul Administrativ din Baia Mare, directorul Direcției de Sănătate Publică Maramureș. Este în continuare pe o curbă ascendentă. Deci nu avem nici în următoarea perioadă nu o previziune în care să avem o domolire a circulației virusului gripal. Inspectoratul Școlar Județean centralizează datele privind sănătatea elevilor și preșcolarilor, iar cel mai mult interesează cazurile de gripă, pentru că sunt cele care afectează cel mai tare organismul, iar măsurile care trebuie luate sunt altele. În acest moment, la nivelul județului Maramureș, sunt confirmate 13 cazuri de gripă clinică la următoarele unități de învățământ. Colegiul Național Vasile Lucaciu, Baia Mare, 2 cazuri, Grădinița Genesis, 2 cazuri, Școala Gimnazială George Coșbuc, Baia Mare, 4 cazuri, Școala Gimnazială Ion Luca Caragiale, Baia Mare, 1 caz, Colegiul de Arte, Baia Mare, 1 caz și Grădinița cu program prelungit numărul 30, Baia Mare, 1 caz. Reprezentantul Inspectoratului Școlar Județean afirma că în acest moment nu sunt clase sau unități de învățământ cu activitatea suspendată din cauza gripei. Conform procedurilor stabilite, în momentul în care la nivelul unei clase sunt 3 cazuri de gripă, activitatea școlară se suspendă în respectivul colectiv. Directorul DSP Maramureș a precizat că decizia anulării cursurilor este luată la inițiativa școlii. Se comunică inspectoratul și împreună cu Direcția de Sănătate Publică se face recomandarea și se acceptă închiderea unității de învățământ sau a clasei respective. Nu vine nicio autoritate să spună de azi înainte faci. Poate ar fi foarte bine să se întâmple treaba aceasta. Am fost în școli în care, într-adevăr, împreună cu doamna inspector general, am spus de mâine, având în vedere că vă lipsesc atâția copii care au fost confirmați cu gripă și s-au suspendat cursurile în câteva clase. Săptămânile trecute, activitatea câtorva clase din Baia Mare a fost suspendată din cauza gripei sezoniere. Având în vedere evoluția cazurilor de îmbolnăvire din cauza infecțiilor respiratorii și a gripei, Ministerul Educației, prin Inspectoratul Școlar Județean, a cerut ca manifestările colective școlare sau extrașcolare, de genul simpozioanelor, conferințelor, excursiilor și vizitelor de studiu, să fie limitate sau suspendate. De asemenea, instituția centrală a recomandat ca activitățile planificate în cadrul săptămânii școală altfel să se desfășoare în sediul sau incinta unităților de învățământ, evitând astfel riscul apariției unor îmbolnăviri.